Polia și sunt între echipele care a promovat în acest an, însă totuși dintre cele trei promovate este echipa care a venit de pe primul loc cel mai confortabil. Însă impactul cu Superliga este unul destul de puternic, așa că moldovenii au adunat în primele trei etape numai 3 puncte. Și deși au învins campionul Farul, cred că vor fi una dintre echipele care se vor lupta la retrogradare în acest an. Iar eu astăzi, băieți, m-am gândit să reconstruiesc Politehnica aia și în FIFA 23, iar acest episod vă zic eu că n-ar fi fost posibil fără băieții de la FRLP, care o să aibă un link în descriere către modul lor, modul lor care include Liga 2 din România, Liga 3 din România și, mă rog, mai multe serii din Liga 3 și de Liga 4 și, bineînțeles, Liga 1 adotată cu echipele care au promovat și toate loturile complete. Iar dacă sunteți fan fotbal românesc, eu cred că n-aveți niciun motiv să nu vă luați acest mod, pentru că este foarte, foarte mișto. Ăsta este primul 11 default pe care ni-l oferă jocul și arată foarte slab pentru nivelul primei ligi din punctul meu de vedere, iar bugetul hai să nu vorbim de buget. Și tocmai pentru că nu avem foarte mulți bani, să mă acces pe niște jucători free agent de început, așa că primul jucător pe care o să-l semnez este Claudiu Belu Iordache, care cred că și în viața reală a semnat cu Poliaș. Kindrich este și el free agent, așa că l-am adus și pe el. Și cred că jucătorul de care sunt cel mai încântat este Carlo Casap, campionul cu Farul anul trecut. Ăștia sunt jucători din academia noastră și chiar nu știu ce să zic, adică nu este niciunul grozav, dar probabil în timp o să-i promovez pe Căzva doar pentru a putea vinde pe Căzva bănuți. Și după cum probabil știți de la celelalte reconstrucții, obiectivul acestei reconstrucții este să câștig UEFA Champions League-ul cu echipa pe care o reconstruiesc, evident. Și pentru că avem destul de mulți jucători tineri în lotul să-și împrumut Căzva, iar primul este Denis Ceaun, care o să plece în Polonia pentru un an. Sper să întoarcă ceva mai bun. Voituș este primul jucător care pleacă definitiv, însă pentru doar 100.000 de euro. Însă pentru o sumă asemănătoare cu cea pe care l-am dat pe Voituș, l-am luat pe Denis Politic de la Dinamo, băieți. Am dat și un jucător la schimb, e drept, însă mi se pare efectiv un stil și sper ca Denis Politic să fie un star pentru noi. Și v-am zis, jucătorii din Academie l-am transformat într-un striker pe acest Daniel Boni. A crescut foarte mult pentru că avea niște statistici mult mai bune pentru a fi un atacant, așa că o să-l și cresc ca prima echipă. Păr că aș va pleca și el undeva în Scandinavia. Alexandru Gău o să plece în Irlanda. Coadio o să plece la posibil adversar acela de la FCSB în Conference League, dar îmi place că n-are niciun stack, că e not found. Și am decis pentru acest an să-l și împrumut pe jucătorul pe care l-am promovat. Boni o să plece în Italia, în Liga 2. Francis Cristel o să plece în Polonia pentru un an. Darius Deac rămâne în România de a pleacă la Chiajna. De Martac am decis să ne despărțim definitiv, o să plece și el tot așa în Liga 2 italiană. Tot într-o țară scandinavă pleacă și Militaru. Buțerchi rămâne în România. Dumitru chiar rămâne în Superliga. Iar dacă vă jucați modul Ultimate Team la FIFA 23 și vreți să vă îmbunătățiți echipa, dar n-aveți bănuți, vă recomand site-ul BuyFIFA Coins, au prețuri super bune, aveți un link în descriere plus o reducere de 5% cu codul Cristi. Ok, și suntem pe 4 în iarnă. Sincer, nu mă așteptam să începem atât de bine sezonul. Și dacă credeți că am terminat cu împrumuturile, să știți că nu. Bogdan Istrătie pleacă și el tot așa în Polonia. Și cum Serie B este o altă destinație preferată de către noi, Stefanovic pleacă și el în Serie B. Și am ajuns la finalul sezonului, băieții, și am terminat pe locul 6. Adică eu sunt chiar mulțumit, adică în viața reală Poliaș nu cred că prinde play-off-ul, așa că am făcut o treabă mai bună decât în viața reală probabil, deși e drept că n-am prea contat în play-off, adică am fost destul de departe de restul plutonului. Farul ia cupa și deși încă n-am participat în cupele europene, noi să nu uităm ce s-a întâmplat acolo. Milan ia Champions League-ul, Betis ia Europa League, Fiorentina câștigă conferențul. Și îmi place să văd că jucătorii noștri cresc așa ușor și oarecum un echilibru, adică nu este o mare diferență între unul sau altul. Harrison este numărul 1 în acest sezon, 24 de goluri, super sezon pentru acesta. Cu toate acestea, tare și cu toate ne vor părăsi, Belu Iordache fiind singurul care nu se retrage și îl vom trimite pe George Dragomir la voluntar pentru 2 ani. Hrib pleacă și el tot așa într-o țară nordică, iar bugetul nostru s-a mărit, dar nu foarte mult. Și tocmai de aceea sunt nevoi chiar să apelez la free agents, așa că primul transfer este acest Samir Adnane, deja trebuie să apelăm la jucători în ăștia rigen. Ismael Arnaiz, ca idee, amândoi sunt fundași centrali. L-am și pe bulgarul Bogdanov și pentru că am uitat anul trecut să vă arăt cine a retrogradat, cam așa arată momentul de față Liga 1 și vedem că Cixereda a promovat, Argeșu a revenit și a revenit și Chindia, interesant. Îl trimitem împrumut și pe Neamțu sezonul ăsta. Portarul nostru de rezervă o să plece definitiv pentru o sumă astronomică de 75.000 de euro. Am decis să-l vând definitiv și pe Go pentru o altă sumă extraordinară. Și Andrei David ne va părăsi definitiv pentru o altă sumă fantastică. Fără că aș va pleca în Liga 2 franceză. Indio ne despărțim definitiv și obținem într-un final o sumă mai mare de 100.000 de euro. După ce n-a crescut mai deloc anul trecut, Darius Deac o
o să plece definitiv până la urmă. Suntem pe locul 7 în iarnă, deci puțin mai rău decât anul trecut, însă ne batem acolo la play-off și după atâtea vânzări de jucători, într-un final facem și noi un transfer pe bani. Un transfer care s-ar putea să ne ajute, zic eu, destul de mult. Un jucător tânăr, Ahmed Bani, vine la noi la Polia și era la șep și aparent și am plătit ceva bani pe el. Și sper să ne aștepți pe noi să jucăm fotbal șampanie, nu? Pentru că una pe alta am rămas cu 14 euro în cont, pe bune. Ca să fie sigur de postul de titular, l-am vândut pe Alin Roman. Da, băi, și am ajuns la finalul sezonului și am reușit să câștigăm play-out-ul. Băi, e ok și așa bănuiesc. În orice caz, pe turul XL, dar și FC Argeș retrogradează definitiv, iar FCSB o să câștigă campionatul. Dar XR, da, câștigă Cupa României din Liga 2 și în cupele europene, ok. Într-un final, Liverpool își are revanșa cu Real Madrid, ok. Lazio învinge Nice în finala Europa League, iar Roma ia conferență, ok. Harrison are încă un sezon foarte, foarte consistent cu 21 de goluri. Păcat că nu era mai tânăr un pic la începutul carierei. Da, ne apropiem de milion la buget, băieții. Let's go. Am zis să ne despărțim de unul dintre cei mai importanti jucători. S-a ajuns la 29 de ani, așa că Cătălin Hristei ne va părăsi pentru aproape un milion de euro, ceea ce este senzațional pentru bugetul nostru, sincer. Și am decis să aduc unul dintre cei mai promițători tineri din România. Enes Sali vine de la Faro pentru 1,5 milioane. Dar după acest transfer costisitor, bineînțeles că trebuia să-mi recuperez banii cumva, așa că l-am vândut pe Răzvan Buțerchi și pe Denis Ceaun. Cred că am câștigat play-out anul trecut și probabil am jucat acel baraj pe care nu l-am văzut și nu vi l-am arătat nici vouă, pentru că nu prea înțeleg acel baraj cum funcționează, dar în orice caz vă căsăm în Conference League, în grupa asta B, cu Royal Antwerp, cu Hajduk Split și cu Ekipac, care e din Suedia sau așa ceva. Nu văd să avem cine știe ce șanse în competiție, dar sunt niște bani pe care o să-i primim oricum. Și a venit timpul să mai promovez doi jucători în academie, acești doi greci care nu sunt cine știe ce, dar v-am zis, sper să iau niște bani pe în viitor. Și nu știu când ne aștept că am jucat în Conference League, pentru că sunt doar pe 10 în campionat în iarnă, ceea ce nu este deloc bine, este cea mai slabă clasare a noastră. Partea bună este că e destul de strâns clasamentul și suntem la 3 puncte de locul 5. Evident, a zice, n-am ieșit din grupa de Conference League, dar măcar am adunat 5 puncte, e ok. Și în sfârșit, după 2 ani jumate, găsesc un împrumut potrivit pentru Mogoș, care pleacă în Spania pentru un an. Guardiola pleacă definitiv la Modena și revenind după un alt împrumut, Istrătie pleacă tot așa în Italia la Bari. Și am decis să aduc un nou fundaș drept, așa că l-am luat pe acest polonez, Brzec. Ok, ok. Și terminăm groaznic aici. Locul 3 în play-out de-abia anul ăsta. Este un downgrade, nu downgrade. Dar hei, măcar n-am retrogradat ca Dinamo, Botoșani și Minaur Baia Mare. Ok, Minaur Baia Mare e promovase, nici nu văzusem acest lucru. FCSB-ul câștigă iarăși campionatul. Șef și rămâne specialista a cupei. Chelsea câștigă Champions League-ul, ok. Bayern München ia Europa League, iar Villarreal învinge Marseille în Conference. Și cam așa am ajuns să mă arate echipa noastră și avem câțiva ajutor care au intrat în 70 overall, însă, bineînțeles, sunt niște poziții pe care aș vrea să le upgradez. Ion și Iancov, mai ales, sunt vizați de către mine, sincer. Harrison înscrie iarăși peste 20 de goluri și mi-ar fi plăcut să crească și mai mult în rating. Adică, pe bune, am marcat, cred că vreo 60 de goluri în ultimele 3 sezoane. Și participarea de anul trecut din Conference, văd că a adus roade, pentru că avem 2 milioane de euro buget. Îl mai trimit într-un împrumut pe Nianțu, dar s-ar putea să fie ultimul său împrumut. Silviu Lung semnează cu noi liber, la fel și croatul Elez. Și Dominic Purpici, dar și rusul Barsukov. Una peste alta, unele obiceiuri nu se schimbă așa ușor. Ne despărțim definitiv de Iancov, care pleacă în Italia pentru 300.000 de euro. Iar Dumitru pleacă la Genoa anul ăsta. Și pentru că cei doi croați pe care i-am adus sunt fundași centrali, Arnane e deja cam a patra variantă de fundaș central, așa că îl trimit împrumut un an la Hamburg. Și Ștefanović va fi împrumutat anul ăsta. Și polonezul Brzec și Diego Forcaș. Bun, și am ajuns în iarnă, băieții, și suntem pe locul 2. Let's go. Uite, așa da, așa mai fi de acasă. Adică o ducem atât de bine încât și Porto vrea să fie managerilor. Și pentru sezonul viitor am adus doi jucători cu precontract, să zic așa, adică pe care să avem de la anul. Primul este francezul acesta, Jonathan Roquet, care este fundaș dreapta, iar al doilea este acest atacant georgian de 67 overall. Sper să fie el următorul Varașchilia. Toate astea, Francis Cristea pleacă definitiv într-un final, la fel și Ianoș Brânză. Și din cauza eficacității lui Harrison și pentru că n-a crescut extraordinar de mult, Daniel Boni va pleca definitiv până la urmă la Lecce, însă am obținut aproape 3 milioane de euro de pe el, ceea ce este senzațional. Și tocmai de aceea am folosit banii pentru a-l aduce pe Omar El Saoui de la Rapid pentru aproape 2 milioane de euro. Să vedem ce știe acest băiat. Ok, ok. Și terminăm pe locul 3 până la urmă, dar am avut un playoff absolut horror. O singură victorie în 10 partide. Probabil dacă am fi câștigat, de exemplu, acele meciuri pe care le-am făcut egal,
Cred că ne-am fi bătut și la titlu, dar așa am fost departe rău. Unirea Deju, Cluj și CS Mioveni retrogradează. Farul câștigă din nou Cupa României. Stai, ce? Porto ia Champions League. Ok, a revenit Mourinho, cred că în Portugalia. Lyon ia Europa League, iar Arsenal câștigă Conference-ul. Așa arată echipa la finalul sezonului și mă bucur să văd că unii jucători chiar au început să crească. Enes Ali iese în sfârșit la rampă și marchează 16 goluri și ne vom despărți la finalul acestui sezon de Silviu Lung Junior, așa că va trebui să căutăm un alt portar. Ok, 3 milioane de euro avem buget anul ăsta. Și după 4 ani, Kindriș ne părăsește definitiv, pleacă în Austria, ce de nu prea a crescut așa cum mi-aș fi dorit. Și pentru fanii înrăiți poliași, nu mă înjurați foarte tare, dar trebuie să fac o decizie radicală. Harrison pleacă definitiv, l-am trimis la Rangers pentru o sumă foarte bună, ce e drept, adică aproape 8 milioane de euro. L-am mai trimis într-un împrumut pe Neamțu, iar cu banii de pe Harrison am cumpărat acest portar slovac Martin Turk. Grecul Anania o să plece în împrumut, Forca și ne părăsește definitiv, la fel și Mogoș. Și deși am terminat pe 3 în Superliga, pare nu suntem în Conference, probabil am jucat acel baraj pe care nu l-am fi câștigat, dar nu are sens. De ce ar juca locul 3 din play-off cu primul sau locul 2 din play-off, n-are sens. Bun. Ok, și suntem pe 5 în iarnă, ceea ce nu este rău că na, e loc de play-off, dar suntem la 12 puncte de CFR Cluj. Deja mi-aș dori să ne gândim și noi să luăm titlul pentru a încerca să intrăm în Champions League. Da, mă, și am reușit un super transfer pentru sezonul viitor, de repede că am semnat un precontract cu acest băiat Zafeiris. Uitați-vă și voi, 76 vă rog la 23 de ani, pentru nivelul nostru este senzație. Crib ne va părăsi definitiv. Și am decis să-l repatriez și pe Borța, care juca în Turcia. Robert Ion pleacă la Andorra. De fapt, corect ar fi la Andorra sau în Andorra. Și pentru că l-am adus pe Borza, vreau să-i ofer lui locul de titular, așa că l-am vândut pe Sorin Șerban la Veneția. Și terminăm pe locul 5 în play-off de aviații. Drept a fost destul de strâns. Mă rog, mai puțin titlul, care a fost clar câștigat de CFR. Cixere, Daminaur, Baia Mare și Dinamo retrogradează. Și mai câștigă o cupă. Barcelona ia Champions League-ul. Atletico ia Europa League. Și Dinamo Zagreb câștigă Conference League-ul. Ok. Enes Ali este din nou la rampă și marchează 20 de goluri și ajunge și la un 81 overall, deci cu siguranță ne vom baza pe el de acum încolo. Elez se va retrage la finalul sezonului și până să se termine acest sezon am reușit să fac un super transfer. Efectiv am fraierit pe CSB-ul, l-am luat pe Matei Tănasă, care are 21 de ani și 72 overall, pentru, uitați-vă și voi, mai puțin de 4 milioane de euro, valoarea sa fiind de 8 milioane jumate. Și când vedeți suma aceea, da, să fiți sigur că am dat ultimul cent pe care îl mai aveam. Istrătie mai pleacă 2 ani împrumut și Bogdanov o să plece la finalul sezonului împrumut. Și în acest sezon 6 avem 4 milioane de euro buget, iar Denis Politic ne va părăsi, o să plece în Belgia. N-a crescut deloc atât de mult cum mi-aș fi dorit, adică a crescut ceva, ținând cont că am dat pe el, nu știu, vreo 100 și va de mii de euro, dacă nu greșesc. Am luat acum aproape 10 pe el, însă doar 72 overall la 27 de ani nu este suficient. Și am decis să iau și un nou fundaș dreapta, așa că Diakite vine de la QPR. Dragomir se va întoarce la Botoșani. Și am decis să ne despărțim definitiv și de Casap, care pleacă în Spania. Mianțu cred că pleacă în Germania, iar pe Bârzec îl trimit un an împrumut. Ok, și sunt doar pe locul 6 în iarnă, băieții, ceea ce nu este deloc bine. Nu putem să ne apropiem acolo de titlul de campion. Și reușim un super transfer din punctul meu de vedere. Rada Slavescu vine de la FCSB, e drept, am plătit ceva pe el. Dar țineți un ochi pe acest portughez Fernando Cardenas, pentru că cred că e regenul lui Cristiano. Adică, mă rog, nu știu că chiar al lui Cristiano, pentru că Cristiano nu era central forward, dar are 81 overall la 17 ani și chiar nu puteam să-i zic nu. Și pentru că tot am vândut jucătorii în ultima perioadă, trebuie să mai și aduc ca să avem acolo jucătorii în lot. Ndong este primul. L-am mai adus și pe acest Czech Horak și spaniolul Guardado. Bun, și am avut o parte a doua sezonului mult mai bună. Terminăm pe locul 3, băieți, în Superliga. Farul totuși ia campionatul. Botoșaniu, Petrolul și Chindia retrogradează. CFR-ul ia cupa. Interul triumfă în Champions League. Chelsea ia Europa League și Rapid Viena ia Conference League. Ok. Da, și el este numărul 1, Enes Ali, 22 de goluri în acest sezon și 16 asisturi și cred că s-a spart conducta cu bani, băieții. 12 milioane de euro avem anul ăsta. Cu toate astea, revenim la free agenții noștri, așa că primul este Diego Llorente totuși și Vlaco Dimos era liber, așa că l-am luat și pe el. Și cred că cel mai important free agent dintre toți este acest croat Barisic, este și foarte tânăr. L-am adus pe Gerard de Olofeu ca un backup, iar Balde este ultimul free agent. Georgianul nostru ne va părăsi definitiv într-un final. Am decis să-l vând și pe francezul Rouquet. Balde o să plece împrumut pentru acest sezon. Horak o
să plece și el la fel împrumut, la fel și Adnane și Dumitru. Și pentru că nu mai aveam foarte mulți români, tot am decis să aduc pe acest regen cernat de la petrolul. Ok, și suntem pe locul 4 în iarnă, la 7 puncte de FCSB, deci hai să încercăm să noi și nu frate titlul într-un final. Și tocmai de aceea am decis să upgradez fundașul drept, așa că l-am adus pe acest francez, lui Jean. Martin Turk va pleca împrumut pentru restul sezonului. Da, mă, da, și luăm titlul cu Polia și într-un final, doamne, cât a durat să luăm primul nostru titlu. Unirea de Cluj și Argeșul retrogradează și cred că toți ei retrogradează și acum 2 ani împreună. PCSB ori ia cupa totuși. Barcelona câștigă un nou Champions League. AC Milan ia Europa League. Iar AZ Alkmaar învinge Tottenham în Conference. Și cam asta este echipa noastră la finalul sezonului cu numărul 7. Mă bucur că unii jucători chiar cresc, însă Borza și el sau ei sunt efectiv cu un pas în urmă. Cardenas reușește un super sezon și marchează 26 de goluri. 3 din jucătorii pe care i-am adus în acest an vor pleca. Și intrăm în sezonul 8, băieții, cu 25 de milioane de euro buget. Și mai adăugăm niște bani la bugetul ăsta pentru că Zaferis va pleca definitiv după ce n-a crescut absolut deloc în acești ani. Ne vom despărți și de Barsukov, pentru că v-am zis că Borza este cu mult în urmă. Am zis să-l dau la schimb plus 20 de milioane de euro pentru acest norvegian Hjelde. O să upgradăm și fundașul dreapta, așa că Esteves o să fie noul nostru fundaș dreapta. Și pentru prima oară, băieți, jucăm în preliminariile UEFA Champions League. O să jucăm împotriva norvegienilor de la Viking, iar pe hârtie cred că suntem mai buni decât ei. Așa că haideți să simulăm și... Nu, mă, nu! Băi, nu, stai așa puțin. Cum, mă? 2-1? O să presupunem că a fost un simplu accident turul cu Viking, pentru că eu chiar cred că valoarea echipei noastre este mult mai mare și cred că putem juca în Champions League în acest an. Așa că avem returul acasă, în copou, cum s-ar zice. Lotul nostru este complet, nu avem niciun accentat, niciun suspendat și trebuie să întoarcem scorul, zic eu. Așa că haideți să simulăm și... Nu, mă, nu pot să cred. Ne marchează gol în minutul 88 și pierdem calificarea. Efectiv, nu am cuvinte. Unele lucruri totuși nu se schimbă niciodată, așa că Istătie pleacă iar împrumut. La fel și Ndong, și Grecul Anania, și Dragomir, și Guardado. Iar asta va fi grupa noastră de Europa League cu Bilbao, AZ Alkmaar și Derry City. Cred că e o grupă din care am putea măcar să tenăm pe locul 3 și să mergem în Conference League. Eu aș fi mulțumit chiar și așa, sincer. Și în iarnă suntem pe primul loc, băieții. Cred că este în premieră când ne situăm pe primul loc în iarnă. Și terminăm și pe primul loc în grupa de Europa League. Sincer, nu mă așteptam la acest lucru. Mi se părea o grupă complicată. Și am decis cu un nou portar, așa că argentinianul Ferreira este noul nostru goalkeeper. A venit timpul să ne despărțim și de el sau ei, pentru că o să-l trimitem la Groningen plus 10 milioane de euro pentru acest Suslov. Și în ciuda dezamăgirii din UEFA Champions League în acest an, măcar câștigăm campionatul din nou. Petrolul Botoșanu și Hermannstadul retrogradează. Jeffrey Cluj câștigă Cupa României și mi se pare absolut incredibil cum noi n-am câștigat-o deloc până acum. Milanul ia Champions League-ul. Nu! Și noi am ajuns până în finala Europa League, dar am pierdut în fața celor de la Salzburg. Ar fi fost absolut incredibil să avem garantat locul în Champions League. Nu! Efectiv, uitați-vă și voi, am trecut de Bayern München, mamă, 3-2, am trecut de Feyenoord 4-3 și de Leipzig, adică n-am avut deloc un parcurs ușor, iar Sevilla câștigă conferențul. O să-i las contractul lui Militaru să expire, pentru că chiar nu prea mai avem nevoie de el. Avem un nou buget foarte, foarte important, 37 de milioane de euro. Într-un final, Istrătie ne va părăsi definitiv, la fel și bulgarul Bogdanov, și Martin Turk va pleca pentru că nu a mai crescut în ultima perioadă. Ndong o să plece iarăși împrumut și reușim un super transfer, băieți, aici în copou. Nu știu dacă îl recunoașteți, dar este vorba despre Octavian Popescu, care vine de la Napoli pentru 36 de milioane. Ne vom despărți și de acest spaniol după 7 ani la echipă, iar în locul său Radu Drăgoșin se va alătura echipei. Dar toate ca toate, UEFA Champions League-ul este ceea ce ne interesează. Dăm de aici Atena în primul tur preliminar și nu avem voie să repetăm prestația de anul trecut. Așa că haideți să dăm aici simulare și... Ok, 1-1 doar. Nu știu cât de inspirat este să schimbe echipa în mijlocul preliminarilor, dar l-am vândut pe Hill de la City. Dar în locul său am adus un jucător mult, mult mai bun, mai tânăr și mai high-rated. Este vorba despre francezul Malo Gusto. Așa că haideți să sperăm că Malo Gusto ne va ajuta să trecem de AEK Atena. Returul este acasă. Hai să dăm simulare și... Da, mă! 3-0. Așa voiam să văd din prima manșă. Iar în al doilea tur preliminar, Legia Varșovia este oponentul nostru
Haideți să dăm aici pe simulare și să vedem. Da, mă, 2 la 0, let's go. În mod normal nu avem voie să pierdem calificarea de la scorul ăsta, dar nu se știe niciodată în fotbal. Haideți să vedem. Dăm din nou simulare și da, mă, da, 3 la 0. Și avem o grupă interesantă de Champions League, Sevilla, Sporting și Slavia Praga. Nu este o grupă cu vreun căpcământ, dar e o grupă echilibrată. Dar cu toate astea reușim să ieșim din grupă de pe primul loc, 15 puncte. Însă, mamă, mai departe dăm de Bayern München. În campionat ne batem la titlu cu FCSB, iar unul dintre cei mai vechi jucători ale echipei Pârpiș ne va părăsi într-un final. Și mă jur că așa, noroc, n-am văzut de foarte mult timp. În loc cuitorul său este Shutalo, liber de contact cumva. Iar cu restul banilor l-am adus pe aceste Enciso de la Granada, iar Sălcean o să fie backup-ul pentru poziția de fundaș stângă. Bun, băieți, și avem turul cu Bayern München în deplasare. Vedem echipa lor cu foarte mulți jucători care au rămas: Musiala, Gravenberg, Kimmich, De Ligt, Davis, Upamecano. Este aproape aceeași echipă ca și în viața reală, dar trebuie să ținem cont că și echipa noastră arată super, super bine. Așa că hai să nu mai lungim, dăm aici pe simulează și bun, mă, bun, 2 la 1, păcat de gol l-a marcat de Cio, minutul 81, era perfect un 2 la 0. Returul așadar, băieții, în copou, e bine că jucăm acasă returul, mai ales că avem și avantajul, nu avem voie să pierdem acest meci, hai să simulăm și da, mă, da, 1 la 1 și reușim să mergem mai departe. Păcat că este veș, ia un cartonaș roșu și Manchester United este oponentul nostru din sferturi. Un adversar greu, dar haideți să vedem, simulăm și da, mă, câștigăm pe teatrul viselor cu 1 la 0. 1 la 0 cu siguranță este cel mai comod avantaj, dar jucăm din nou acasă cu United în copou, așa că n-avem voie să pierdem calificarea. Hai să simulăm și da, mă, 2 la 1, mergem mai departe. Cum ar fi ca în prima noastră participare în UEFA Champions League să și câștigăm competiția? Interesant, ok, Manchester City în semifinal. Finale, PSG-ul are deja un avantaj cu Leipzig, deci probabil ei vor fi unii dintre finaliști. Și pentru prima oară în această fază eliminatorie jucăm acasă turul și este City în fața noastră cu Haaland, cu Foden, cu Rodrigo în atac. Este o echipă stelară la City, l-au și pe acel norvegian Hjelde ca fundaș stânga, deci va fi foarte greu, dar hai să încercăm să obținem un rezultat bun încă de acasă și ok, ok, pierdem cu 2 la 1, noroc cu golul lui Enciso care ne ține un pic în viață. Ce e clar este că vom pleca cu șansa a doua pe Etihad. Ok, băieți, suntem în deplasare cu City, Shutalo din păcate este suspendat, așa că Balde o să ia locul. E greu, e greu pe Etihad cu City, dar haideți să ne jucăm șansa, băieții, și haideți să simulăm și nu, mă, nu, mamă, pentru o secundă am crezut că am reușit, însă pierdem la penaltiul 4 la 3, dramatic, efectiv, dramatic. Enes Salih și Rada Slavescu ratează penaltiul fix, doi dintre oamenii noștri de bază, doi dintre românii noștri ratează. Reușim totuși să câștigăm titlul la finalul sezonului detașat de Craiova. Dinamo Mioveni și Viitorul Pandurii retrogradează. Câștigăm prima noastră Cupa României, let's go! Champions League-ul totuși îl câștigă PSG-ul. Copenhaga ia Europa League, ce finală interesantă a fost asta. Iar Borussia Dortmund învinge Genk în Conference. Sezon demențial pentru Cardenas, 45 de goluri, wow! Cam așa arată echipa noastră, băieții, și cred că anul viitor este anul nostru dacă vom reuși în primul rând să intrăm în grupele UEFA Champions League. Cu un portar mai bun, cu siguranță trebuie să avem șanse mai mari la titlu. Ha, nu se poate, băi, nu se poate așa ceva. Este a treia oară când îmi dă creș jocul acum pe final. Efectiv nu mă lasă să mai avansez în următorul sezon. Dau end of the season și după se încarcă și mi se închide pur și simplu complet jocul. Din păcate oarecum am eșuat pentru că n-am reușit să câștigăm UEFA Champions League-ul cu Poliașul, deci nu e chiar o reconstrucție completă, dar am ajuns în semifinalele UEFA Champions League și cred că am câștigat vreo 3 campionate la rând în România. Dacă v-a plăcut episodul și vreți să mai facem reconstrucții pe canal, dați acolo un like, distribuiți clipul prietenilor voștri și abonați-vă la canal. Iar aici pe ecran aveți o reconstrucție foarte mișto cu FC Botoșani.